Bine Ia uh, suntem la ultima lecție de biblioteca online pe săptămâna aceasta. Uh, facem în continuare de la 87 până la 95, nu, glumesc, nu, mai, mai, mai mă îmi pare rău, până la 97. Haideți să vedem. Uh, la 87 avem lecție de feedback numărul 5, la lecția 88 avem prima, uh, pardon, lecția numărul 7 de live, unde facem substantive verbe de stare partea a doua și continuăm cu formarea adjectivelor, adică în fel de partea 1 și partea 2 de la lecția 86, cum ar fi aici, sau lecția live 6 și lecția live 7, sunt împreună. La 89 avem o lecție de feedback, la 90 avem lecția numărul 8 din live, unde învățăm pronumele personale și cum să ne adresăm persoanelor, pentru că spuneam că limba coreană nu se folosește pronumele personal foarte mult, ci ne adresăm în funcție de poziția lor sau de statutul social. Ok. Uh, nu știu ce ne colorat aici. În fine. Uh, la, la, lecția numărul 92 avem uh, lecția numărul 9 de live, unde învățăm expresii de bază, pentru că am realizat că nu prea am folosit expresii de bază, unde folosim expresii la masă, la magazin, restaurant, aeroport și practică pentru aceste expresii. La 93 avem feedback, la 94 lecția numărul 10, unde învățăm culori, verbe ce exprimă culorile, negativul an, culorile părului și practică pentru uh, culori și adjective colorate. Uh, la 95 avem lecție de feedback unde folos am adăugat eu de ce se folosește S ca T în poziție de pacim ca pronunție. Uh, de asemenea, formarea substantivelor din verbe cu structura ghi. Nu este o lecție mare, dar am adăugat cum se formează pentru a înțelege atunci când vorbim despre substantive din verbe. Ok. Apoi, am, la 96 am făcut stilurile de vorbire în coreană despre diferența între semnida verburile, verbele pardon, care se termină în eu și panmal care nu are eu deloc și este stilul foarte prietenos sau chiar informal. Și atunci am discutat despre diferențele lor, când se folosește și așa mai departe. Iar la 97 avem lecția numărul 11 de live unde am făcut un test de verificare a cunoștințelor. Și după cum vedeți până aici am făcut și notițele. Urmează să le fac pe următoarele. Ca un sfat pentru a studia, de asemenea vă sfătuiesc să repetați măcar 10 minute în fiecare zi. Este mult mai eficient dacă practicați acest ghilimele sport al cunoștințelor la orice materie vreți să învățați mai degrabă învățăm 5-10 minute în fiecare zi decât o oră la sfârșitul săptămânii. Și vă spun asta din, pentru că știți cum e, repetiția este mama învățăturii, de aceea trebuie să învățăm câte un pic, câte un pic. O altă variantă pe care eu v-aș recomanda atunci când studiați limba coreană este să încercați să înregistrați audio, video, videoclip, nu doamne, audio, vocabularul, că nu-mi acum, da, să înregistrați audio vocabularul și să păstrați fișierele ca audio, să le ascultați în loc de muzică atunci când faceți curățenie, atunci când organizați biroul, atunci când mergeți cu transportul în comun pentru a învăța mai ușor vocabularul. De exemplu, să zicem că aveți telefon aici, apăsați să înregistrați și spuneți Cada a merge, Oda a veni, Ca bank, geantă și așa mai departe. Vă faceți o listă de vocabular și încercați să o registrați lista 1, lista 2 și așa mai departe. Sper că vă ajută și ne auzim data viitoare. Pa, pa!